Și avem chiar acum o informație de ultim moment la Antena 3, doamnelor și domnilor. Platforma din care se poate elibera certificatul verde este în acest moment nefuncțională. Încercăm să aflăm și de ce. Alături de noi, colega noastră Ana Maria Ștefănescu, în direct prin telefon. Bună dimineața, Ana Maria! Ce ne poți spune? Ce știi? De ce nu poate fi accesată platforma? Bună dimineața! Da, așa este. În teorie, de astăzi românii puteau obține certificatul verde cu care să poată călătorească pe întreg teritoriul Uniunii Europene fără restricții. Acest document este găsit, poate fi găsit pe site-ul Guvernului României, de unde se poate și descărca. Reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale îi sfătuiesc pe oameni să fie atenți când completează acest document, dar se pare că primele surprize au apărut chiar de astăzi, în prima zi, când platforma a devenit valabilă. Mai exact, dacă o persoană accesează site-ul, nu va putea naviga propriu-zis pe această platformă, se va lovi de mesajul 403 forbidden. Așadar, va mai fi nevoie de o perioadă de timp până când autoritățile vor reuși să pună la punct această problemă. Vă reamintesc că pasagerii pot folosi în paralel și celelalte documente, adică adeverința de vaccinare pentru călătorile pe teritoriul Uniunii Europene. De asemenea, oamenii trebuie să știe că în acest certificat este valabil pentru cei vaccinați un an de zile, pentru cei care au trecut prin boală 6 luni. Cel mai repede expiră în cazul persoanelor cu test negativ 24 de ore pentru cel antigen, iar 70 ore pentru cei cu varianta PCR. Ana Maria, mulțumim foarte mult. Așadar, doamnelor și domnilor, în acest moment, așa cum vedeți și în imagini, platforma certificat-covid.gov.ro nu poate fi accesată, este inaccesibilă. Încercăm să aflăm pe parcursul orelor următoare ce s-a întâmplat, de ce a căzut această platformă. Așadar, dacă doriți să vă printați, să intrați în posesia certificatului verde, mai aveți de așteptat, nu puteți face acest lucru în acest moment.